Dis de dimineață, gospodinele din satul Grinăuți au început să facă curățenie în case. Ultimele zile pentru pregătirea de Paști mai facem curățenie, mai ștergem cu albă, mai pregătim ca să fim de Paști cu inima curată. Ne pregătim de Paști, că gospodinele de acum finisează toate lucrările, așează în casă, facem pregătirile, cumpărături. În această săptămână, oamenii din Grinăuți evită lucrările în câmp. Asta săptămână nu se permite, absolut nimic în sfaș. Dar noi mai facem ce n-am dovedit. Curățenia ca în o gradă. Mai vă dau cuvar, mai prășesc, mai sădesc și n-am sădit. Și etnologii vorbesc despre semnificația zilei de luni. Lunea din această săptămână nu se lucrează în fond, nu se lucrează din greu, nu se lucrează la modul constructiv, serios, fiindcă este ziua când raiul este închis și în această zi cine moare nu poate fi mormântat, pentru că poate ajunge în iad. Așa spune tradiția din calendarul popular. Joi, gospodinele vor coace tradiționala pască și cozonac și vor încondeia ouă. În săptămâna mare se ține post aspru, iar credincioșii mănâncă doar produse de post fără ulei.